zero a Sibiului, un rale este cunoscut doar din poze, din fotografii. Uite, te regăsim pe tine aici. O să rog să ne spui cum e Sibiu pentru tine, cum te-ai adaptat aici și cum te-ai integrat în spațiul ăsta. Într-adevăr, Sibiul este un oraș foarte frumos, un oraș cu arhitectură, un oraș plin de istorie, cu alte cuvinte. Un istoric a venit într-un oraș plin de istorie. Acest oraș frumos, transilvanian, m-a ademenit într-un fel prin intermediul cel mai frumos bărbat din Sibiu, Bogdan Tămaș, cu care am făcut cunoștință și care m-a convins că la un moment dat merită să renunț la tot de dragul lui. Și am venit. Bogdan Tămaș avea origini basarabene și cred că în mare parte aceasta ne-a apropiat. Mama lui, Greta Tămaș, Greta Galaction, de fapt, era născută în satul Plopi, raionul Dondușeni. Au venit în contextul războiului, refugiați? S-au refugiat pentru că în 1944, când era clar că Basarabia va fi reocupată de autoritățile sovietice, evident că intelectualii au ales să treacă prutul. Pomenindu-se în niște condiții foarte dificile, trebuiau să se adapteze și să supraviețuiască. Și uite, legătura dintre acei basarabeni este foarte strânsă. Ei tot timpul s-au numit unul cu altul frate, soră, în timp copiii lor se numesc verișor, verișoară și din primele zile am avut un moment dramatic în familie și am simțit susținerea copiilor basarabenilor care au venit aici în România în 1944. Aceasta m-a impresionat și sunt mândră că în timp au reușit să păstreze această legătură de sânge cei care au venit atunci. Okay. În ceea ce privește basarabenii care au venit după proclamarea independenței de stat a Republicii Moldova, dar au venit în Sibiu nu doar basarabeni, dar și transnistreni la studii. Și atunci când discuți cu ei, constați că cei veniți din zona transnistreană a Republicii Moldova s-au adaptat cumva mai ușor și în discuții cu ei se sesizează o limbă română mult mai elevată. De în comparație ce? Cum explic lucrul ăsta? Cum explic, eu și când am mers la Tiraspol, la liceul Lucian Blaga, ce m-a impresionat? M-a impresionat limba română literară vorbită de acei copii, care de fapt s-au pomenit la un moment dat într-o insulă. Ei de fapt reprezintă o insulă a românismului. Dar citeam zilele astea despre faptul că a fi român în Republica Moldova este un pic de curaj, iar a fi român în Transnistria este chiar un act de, nu știu, martir, poți să-i consideri pe cei care se declară români în Transnistria. Așa și este. Aici în România este firesc ca să fii român. Uitați, totul vorbește de istoria adevărata României. Toate monumentele, toate casele, totul e istoria României, istoria românilor. Pe când în momentul în care treci prutul, toată arhitectura, tot e stil rusesc și tu din start conștientizezi că ești într-o colonie a Imperiului Sovietic. Pe când aici totul e românesc. Vă servesc cu cel mai gustos ceai din lume, un ceai negru. Cel mai gustos în ideea în care noi suntem obișnuiți să bem ceai negru, că România nu prea să bea ceai negru. E gustos pentru că e adus de la Chișinău. Și tot ce e adus de la Chișinău e... ce e adus de la Chișinău e cel mai gustos din lume. Eu toată viața mi-am dorit să fiu contabilă. Și acum numeri cărțile și rezultatele pe care le ai. Într-un fel, da. Nu știu cât de modest este. În anul, eram clasa 10-a, la școala medie din satul Cimișeni, raionul Criulei, în centrul Republicii Moldova, la o ședință a familiei noastre s-a decis că eu, ca cel mai mare copil, urmează să merg la facultate de istorie. Democrația este foarte bună când este dirijată. Și în cazul acesta a fost o democrație dirijată. Și cine era dirijorul? Mama mea, evident, mama mea era directorul liceului
regele Mihai din localitate și aici democrația era foarte bine dirijată. Norocul meu a fost că m-am regăsit în istorie. Și fiind deja în anul 4, eu am făcut 5 ani de facultate, fiind deja în anul 4, eu eram convinsă că eu o să fiu istoric, că eu o să susțin teza de doctor în istorie, eu deja știam ce temă o să am și îmi vedeam traseul vieții mele, evident că în Republica Moldova. Și astăzi sunt convinsă că reprezint una dintre norocoșii sorții care... Au tras lozul câștigător atunci când au de ce să facă... Și m-am regăsit în ceea ce fac și chiar sunt mândră de anumite lucruri. Evident că scriind istorie contemporană, foamete, deportări, colectivizare, te afectează emoțional. Aș vrea și eu să scriu despre laureații Premiului Nobel din Republica Moldova, din spațiul românesc. Dar dacă am avut acea palmă de pământ și în genere teritoriul românesc, soarta care a avut-o, păi trebuie să scriem ce am fost. Să păm în grădina pe care o avem. Exact. Și oricât de greu n-ar fi, oricât de prost remunerat n-ar fi munca de cercetare, nu cred niciodată că aș renunța. Hai să luăm, metodic. Care a fost primul subiect care te-a intrigat pentru cercetare? Cum ai ajuns la el și cum ai reușit să valorifici curiozitatea ta în domeniul ăsta? Uite, nu am vorbit despre aceasta cu nimeni. Fiind în anul 4 la facultate, am avut un curs opțional, care nu mai știu cum se numea, dar vorbeam despre Basarabia în perioada primei ocupații sovietice. Acesta era subiectul cursului. Și pe mine atât de mult m-a impresionat cum preda profesor la facultate. Cine era profesorul? Domnul doctor habilitat Ion Șășcanu. Acum lucrează la Institutul de Istorie a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de la Chișinău. Deci eu mergeam la el la ore, nu făceam notițe, pur și simplu îl ascultam, stăteam în prima bancă. Și anume la cursul dumnealui, atunci eu am înțeles că eu o să fiu istoric și eu o să studiez soarta Basarabiei în prima ocupație sovietică. A fost în anul 1997. Eu deja atunci știam foarte bine ce trebuie să fac. În genere, eu în viața mea nu am făcut nimic ca să zic că a fost mărea sa întâmplare sau așa s-a întâmplat. Eu foarte bine am știut și știu ce vreau. După ce am absolvit facultatea, eu știam precis că vreau să mă fac doctor în istorie. Mi-am ales o temă, soarta intelectualității sovietice în primii ani după preluarea puterii de către comuniști. Și am mers la Moscova, am lucrat în arhivele din Moscova, în bibliotecile din Moscova și m-am întors și am susținut teza de doctor în istorie, perioada universală. Și îmi doream să fie istoric contemporan. Și în scurt timp a apărut cărțulia care se numește Vladimir Lenin fără machiaj, teroarea intelectualității sovietice, prima mea lucrare, de care eu sunt foarte, foarte mândră. Și care se vinde acum în România fără coordonarea ta sau fără știrea? Absolut, cumva. Fără știrea mea, da. Dar cine a editat-o? Grafema Libris. Am editat 500 de exemplare în anul 2007 și am rămas plăcut surprinsă când am văzut pe internet că aceasta este o carte solicitată de către publicul din România. După ce am susținut teza de doctor, la o lună deja am început să lucrez insistent la subiectul Basarabia în timpul primei ocupații sovietice. Deci am început cred că din 2007-2008 deja lucram. Lucram în arhive până atunci, citisem tot ce apărea, pentru că, uite, asta îmi plăcea. Dar mă gândeam, monografii fac, atunci mă gândeam să susțin teza de doctor habilitat. Și dacă viața nu mă aducea în România, aș fi susținut teza de doctor habilitat, pentru că astăzi, în anul 2020, eu am integral 100% scris această teză, dar nu se echivalează diploma de doctor habilitat Ministerul Educației de aici. Poate e cazul să o susții aici. E cazul acum să scriu lucrări fundamentale și pentru diplome, titluri, deja nu mai alerg, nu văd niciun sens. Și am scris Cimișeni, file de istorie, o altă lucrare a mea. Ce au zis oamenii din sat? S-au regăsit cumva în povestea satului, în povestea locului? Unii da, unii nu. Tu ce ai folosit ca surse de... Am folosit arhiva. Am lucrat la Arhiva Națională a Republicii Moldova, la Arhiva Organizațiilor Social-Politice și la
depozitul special al Serviciului de Informații și Securitate. Și am găsit, șocul meu a fost, lucrând la depozitul special al SIS-ului, dar șocul care m-a dominat vreun an și... Deci eu am văzut cine au fost consătenii mei care au colaborat cu securitatea. Am urmărit traseul lor. Am vorbit despre aceasta doar cu mama mea. Evident că nu vorbesc, pentru că, cum zice cânticul Eminescu, să ne judece. Dar mi-a inversat scara valorilor. Scara valorilor, exact. Și iarăși zic, șocul meu cel mare a fost că cei care au slujit destoinic, la propriu și la figurat, regimul comunist, au fost primii care au profitat de ofertele pe care de ceea ce a oferit statul român. Și au profitat ei atunci de la regimul comunist și copiilor de ceea ce a dat statul român. Și o altă carte cu care mă bucur foarte mult, editată, este Scrisori către Stalin sau Spovedaniile celor ocupați. Eu am inclus în această lucrare 280 de scrisori, dar cred că am citit vreo 800. Le-am inclus aici pe cele mai relevante. Care era soarta unei scrisori? Deci, scrisoarea era tradusă. Mergeau la oficiu poștal și o expediau. Ea, scrisoarea, niciodată n-a ajuns la Moscova, să nu se facă iluzii. Ajungea unde? La securitate, la Chișinău. Și, dar oamenii, de regulă, care era subiectul acestor scrisori? Ce îi scriau lui Stalin? Îi scriau că nu sunt în stare să achite postavca, se fac nedreptăți, președintele colhozului face așa, ăsta face așa. Deci omul își scria of-ul. Și cei de la securitate întorceau sau redirecționau, mai bine zis, această scrisoare la securitatea raională. Cei de la Chișinău la securitatea raională. Și cei de la raion expediau la comitetul de partid, comitetul raional al Partidului Comunist Bolșevic din Moldova, așa cum se numea atunci. Și cei de la comitetul raional de partid îl chemau pe președintele de colhoz, pe președintele Sovietului Sătesc și zicea, uite, ai așa o scrisoare. Du-te și clarifică care este situația. Și la un moment dat, timp de 2-3 săptămâni, omul se pomenea că scrisoarea lui ajungea în mâinile celui despre care el a scris. Părâtului. În mâinile părâtului, da. Și în timp, eu am făcut o statistică și am observat că în jur de 70-80% din toți cei care au scris scrisoarea lui Stalin s-au regăsit în aceste liste pentru Siberia. Și adunând mărturii de la supraviețuitorii foametei, iarăși am auzit foarte multe istorii de viață, foarte grele, foarte crude, care mi-a confirmat că oamenii în situații extreme se comportă altă fel decât ar fi cazul. Așa și spunea Andrei Strâmbeanu, am păscut, așa zicea, Doamnă, am păscut ca o vită. Și multă lume în genere nu a vrut să vorbească, pentru că foamea te transformă în animal. Și nu sunt atât de mulți oameni care vor să retrăiască sau acceptă să retrăiască niște stări. A fost ceva groaznic. A fost ceva groaznic. O doamnă îmi zicea că mama o lăsa să moară. Și a venit preotul și zice, păi doamnă, aveți doi copii, unul moare, de ce o lăsați să moară? La care mama zice, nu am cu ce să o hrănesc. Și în timp, deci la insistența preotului, mama le-a salvat pe ambele. Și în timp, fiica, care cât pe ce nu a murit, este o anticomunistă convinsă, raionul Strășeni locuiește, și cea care a fost hrănită de către mama este, cred că, una din liderii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Și uite politicul cum te... Dar de ce ai decis că trebuie să faci un muzeu virtual și n-ai mai editat o carte? Acum urmează o carte... Decid la cea editoră din România să o public, o carte cu documente și o carte cu mărturii, dar cred că trebuie de făcut eșalonat și publicul, ca să aibă acces la muzeu virtual, are acces un număr mult mai mare de oameni și în genere unul din sarcinile mele, poate nu imediate, dar nici nu prea îndepărtate, este să extind acest muzeu al foametei la întreg spațiul românesc. A fost ceva aproximativ și în județele care au intrat în componența Ucrainei, aproximativ, ceea ce a fost în Basarabia a fost un genocid la propriu. Ultima foamete organizată de sovietici a fost în Basarabia.
Noi fiecare avem pe cineva mor de foame, dar nu știu cum trecem cu vederea și ignorând. E un fapt divers, așa, exact. E o banalitate. Noi, omul nu este problema, corect a spus Stalin, dar ignorând morții noștri în timpul foametei, ignorând lacrimile pe care le-au avut cei care au plecat în Siberia, cei care au fost colectivizați, cei care au murit prematur din cauza chimizării, cei care au fost robi la tutun și la cules, nu mai știu ce, noi ne ignorăm istoria noastră și mergem ca niște vietăți și votăm atunci când facem niște alegeri, facem niște alegeri de pe pozițiile ocupantului, asta e cel mai dur. Asta e consecința și a foametei și a colectivizării și a regimului sovietic. Nu iau atitudine ta ca să supraviețuiască. Și cred că asta e cea mai mare victorie a comunismului. Că au transformat oamenii în niște instrumente docile, fără critică. Acum, în viziunea mea, problema nu constă în aceea de a dus adevărul la cunoștința oamenilor, ci a-i face pe oameni să facă alegerea corectă, pentru că oamenii cunosc. Auzi, Mariana, dar faptul că tu, de la dorința ta de a face istorie universală, ai revenit la istoria locului, să zic așa, și încerci asta să ridici la o problematică universală, poate este rolul tău de a echilibra sau de a trage atenția, pentru că noi niciodată nu ne-am promovat necazurile și neîmplinirile și soarta pe care am avut-o. În momentul în care fiecare dintre noi studiem problema, eu bucata mea, tu bucata ta, așa o să fie la nesfârșit și se lasă impresia că cineva n-a suferit deloc și alte popoare au fost numai jertfa secolului. Deci în momentul în care noi localul îl integrăm în universal, atunci o să câștigăm ceva. Acel ceva este respectul umanității și respectul nostru ca etnie. Dacă observăm atunci când e vorba de conflicte în spațiul sovietic și Basarabia ca parte a spațiului sovietic, se manevrează cu terminologia impusă de Moscova. Conflictul transnistrian. Ce spune așa de mult conflictul transnistrian? De ce nu se spune război ruso-moldovenesc? Conflictul din Nagorno-Karabakh. Dar nu mai fost conflict acolo. Asta nu știu dacă se vorbește cu terminologia rusă. Păi zi, foamete de atunci. Asta zi la lucruri pe nume. Foamete ca genocid. Foametea în Basarabia nu a fost mai ușor de suportat în comparație cu Ucraina. Dar ei au avut demnitate să spună că aici a fost genocid. Și noi vorbim despre foamete, un termen general care nu spune prea multe. Ca istoria românilor să fie partea istoriei universale și partea asumată a istoriei universale, cineva trebuie să-și asume niște crime. Noi trebuie foarte bine să vorbim despre acestea. Ca Bogdan credea în Dumnezeu că aveți atâtea icoane? Foarte credincios era. Bunelul mamei lui, străbunelul lui, a fost preot. În Basarabia? Da. În satul Plopi. Uh-huh. Și acolo a avut moșie. Da, a fost. Absolut tot timpul m-a susținut familia. Absolut la cele mai ciudate proiecte m-a susținut fratele meu necondiționat, după care Bogdan m-a susținut necondiționat. Și niciodată n-am auzit, dar nu trebuie, dar e târziu, dar nu lua bani din casă ca să cumperi, de exemplu, o bomboană când mergi la cineva și îl rogi ca să îți acorde un interviu. Da. Compoziția asta se numește Cortegiul Sacrificaților și eu cunosc foarte mulți oameni din Republica Moldova care și-au sacrificat viața în contextul dreptății din punctul lor de vedere. Oare și-ar găsi în Chișinău un astfel de muzeu locul? Republica Moldova, în cadrul Casei Armatei, există o expoziție permanentă a ocupației sovietice. Este o expoziție care conține lucruri inedite și care are un impact emoțional deosebit. Din păcate, mult prea puțin s-a făcut publicitate. Am înțeles că Dodon vrea să o închidă. Este vizitată această expoziție. Da, s-au făcut mai multe tentative, acum un an sau doi ani, spre norocul nostru.
există oameni cu verticalitate care au protejat această expoziție. Bravo lor, respect lor, respect domnului Vitali Ciobanu care a venit cu acest concept și tuturor întregii echipe a Muzeului Casei Armatei care l-a susținut, este un lucru mare. De fapt, în perioada apogeului represiilor pe teritoriul RSSM au fost 6 închisori comuniste. Da, este adevărat că politicul dictează regulile de joc în orice stat, similar este și în cadrul Republicii Moldova și tocmai de aceea o soluție optimă ar fi, în viziunea mea, scrierea istoriei localităților în care să se vorbească în detaliu despre sacrificiul locuitorilor Moldovei sovietice pentru a opune rezistență regimului comunist. Păi, de fapt, cine trebuie să fie cel care să organizeze acest lucru de colectare a memoriei și de păstrare a conștiinței naționale vie în sate? În primul rând, profesor de istorie, în cel de-al doilea rând, preotul, și în cel de-al treilea rând, directorul instituției de învățământ, care prin politicile sale să favorizeze activitatea profesorului de istorie, inclusiv prin intermediul cercurilor de istorie și atunci când e vorba de ore opționale, tocmai să fie destinate istoriei. În momentul în care mi-am dedicat cea mai mare parte a activității mele științifice, studierii istoriei postbelice, istorie crimelor comunismului din spațiul românesc. Acest muzeu, întrucâtva, conturează tabloul celor ce am scris și acum mi-am propus să sper să reușesc să realizez un dicționar al comunismului românesc. Dicționar care să aibă în centru atenției întreg spațiul românesc, adică teritoriul României, inclusiv județele care au fost incluse în componența RSSM și RSS ucrainene. Și în discuție cu cei interesați de istoria postbelică a românilor, am înțeles că este un lucru util, așteptat și de fapt este un instrument de lucru pentru toți istoricii și viitori istorici care vor cerceta istoria postbelică și îndeoseb crimele comunismului românesc. Chiar este prima mea lucrare pe care o voi realiza având grup țintă tinerii. De regulă am scris până acum pentru cercetători și mi-am dat seama că nu este suficient. Iau limbaj când te adresezi alte generații? Absolut, absolut. Pentru că cei de vârsta 2-3 au trăit, unii mai implicați, alții mai puțin implicați. Cei tineri, ei nici nu prea își imaginează în condițiile de astăzi, când România este parte componentă a Uniunii Europene, când politicile sunt macro, nici nu își imaginează că la câțiva kilometri de ei, într-o celulă, a fost intenționat, terorizat un om politic al timpului. Pentru că, de regulă, politicieni sunt mulți, dar oameni politici se nasc odată în 100 de ani. Și aici avem celula lui Iuliu Maniu, unde a fost terorizat și omorât. Sunt niște lucruri deosebit de grele cu impact pentru decenii. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.